Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la sesiunea de introducere și de deschidere a anului universitar învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă a Universității Politehnica din Timișoara. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnica Timișoara, centru care reunește și care gestionează activitățile IDIFR, cum le numim noi, de la aceste specializări. În primul și în primul rând, dați-mi voie să vă felicit că ați devenit studenți ai Universității Politehnica din Timișoara. Și vom începe pentru început cu Gaudeamus. Gaudeamus, acesta a fost Gaudeamus Igitur, imnul academic care vă urează bun venit în Universitatea Politehnica Timișoara. Am să-i dau acum cuvântul domnului rector al Universității Politehnica din Timișoara, domnul conferențiar universitar Florin Drăgan, care este și cadru didactic la specializarea de informatică la învățământ la distanță. Vă rog! Bună dimineața tuturor, stimați colegi, invitați, dragi studenți. În primul rând, mă bucur că sunteți în cadrul Politehnicii, că ați ales Universitatea Politehnica. Câteva lucruri despre universitatea noastră. În acest an am sărbătorit a 100-a generație de absolvenți ai Politehnicii, ceea ce în spațiul universitar românesc ne face mai deosebiți dintre universitățile tehnice. Doar Politehnica din Timișoara și Politehnica din București se pot mândri cu o astfel de performanță. Ceea ce, până la urmă, vis-a-vis de voi, studenții politehnici, înseamnă destul de multe obligații, pentru că în momentul în care veți finaliza studiile și veți avea o diplomă de absolvent al Politehnicii, cerințele din piața muncii sunt destul de mari. E adevărat că vă aduc în poziția în care veți putea obține un job destul de simplu în baza a ceea ce ați absolvit și cu niște venituri foarte bune. Poate că e bine să știți mai multe lucruri despre Universitatea Politehnică. Fiind fondată în 1920, au fost multe avantaje încă de la început. O parte dintre profesorii fondatori ai Politehnicii au avut studiile de doctorat realizate în străinătate, în țări ca și Franța, Elveția sau Germania. Și Politehnica s-a identificat, având în vedere că primii 25 de ani a fost cam singura universitate din partea aceasta de țară, nu doar din Timișoara, cu ceea ce a însemnat dezvoltarea modernă a Timișoarei și de multe ori și cu dezvoltarea învățământului superior, fie că e vorba de celelalte universități timișoarene pe care le-a ajutat să se constituie, fie că e vorba de dezvoltarea unor centre la Arad, Reșița și Hunedoara. Iarăși e bine să știți că Politehnica are la ora actuală 10 facultăți, 9 sunt în Timișoara, iar una este la Hunedoara. Și așa cum v-am mai spus, pentru mai bine de 100 de ani s-a identificat prin specialiștii pe care i-a creat cu ceea ce înseamnă dezvoltarea modernă a României, spune, pentru că specialiștii noștri au fost prezenți nu numai în partea de vest a României, iar pe mulți dintre ei îi regăsim și în companiile de la nivel global. În acest an este un an mai special pentru Politehnică, dincolo de aniversările pe care le avem, dincolo de faptul că aniversăm în 11 noiembrie prima clădire a campusului universitar la Timișoara, 100 de ani de la prima clădire, e și anul Capitalei Culturale. Mă bucur că ați devenit studenți în acest an, puteți beneficia în continuare de multele evenimente pe care le avem în această toamnă, fie că e vorba de campus creativ, fie că e vorba de Spotlight Heritage
sub coordonarea colegei noastre, Diana Antone. Aici aveți încă un beneficiu, puteți să fiți parte a proiectului, pentru că e un proiect realizat de către studenții Politehnicii și care este cunoscut nu numai la nivelul orașului sau la nivelul României, ci cu acest proiect a mers colega noastră, Diana Antone, împreună cu echipa, am participat și eu acolo unde am putut, a mers și în străinătate. Deci este un proiect cu o vizibilitate foarte bună. Puteți participa în cadrul acestui proiect, puteți participa la multiple activități, puteți beneficia de tot ceea ce înseamnă Universitatea Politehnică, pentru că aveți și e bine să știți acest lucru, calitatea de studenți cu drepturi ca orice student al Politehnicii, chiar dacă sunteți la o formă de învățământ pe care ați ales-o probabil din anumite considerente personale, o formă de învățământ care câștigă teren și va câștiga tot mai mult, mai ales în perioada post-pandemică. Politehnica fiind prezentă totuși cu mulți ani înainte, ceea ce ne-a adus un beneficiu în ceea ce reprezentăm la nivel regional și pe această formă de învățământ. Deci, mă bucur că sunteți studenții noștri, sunt convins că corpul nostru profesoral, indiferent de specializările la care sunteți, vă vor ajuta să vă obișnuiți cu ceea ce înseamnă Politehnica, beneficiați de ceea ce înseamnă patrimoniul Politehnicii, să avem baze sportive deosebite, cazare în cămine și așa mai departe. Și sunt convins că cei 3 sau 4 ani de facultate care urmează vă vor putea forma așa cum vă doriți voi, vă veți putea dezvolta și vor putea să contribuiți ulterior la ceea ce ne dorim să fie o comunitate cât mai deschisă și cât mai inclusivă a Timișoarei și nu numai. Ne gândim la o prezență a voastră, având în vedere că și învățăm la distanță, la nivel regional și de multe ori sunt convins că mulți dintre voi sunt și în străinătate. Vă doresc succes în nou anul universitar și aveți încredere că sunteți pe mâini bune. Mulțumesc! Mulțumim mult de tot, domnule rector, cuvinte foarte frumoase și vă mulțumim și în numele echipei Centrului de e-learning pentru aprecierile pe care le faceți la activitatea noastră. Ca să mergem cât mai repede cu această parte de deschidere, am să trec direct la prima facultate, la Facultatea de Automatică și Calculatoare și am să-l rog pe domnul decan, domnul profesor doctor inginer Marius Marcus, să rostească câteva cuvinte de bun venit. Bună dimineața și bun venit la Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru studenții noștri și din partea mea. Mă bucur să vă spun aceste lucruri pentru că aveți privilegiul să studiați alături de studenți buni, alături de cadre didactice care se vor ocupa de voi. Facultatea noastră este cea mai mare din UPT, avem undeva peste 3.000 de studenți, 3.200 de studenți. Asta cumva ne obligă ca să avem capacitatea să-i gestionăm și să putem să le oferim ceea ce este cumva necesar și domeniul iarăși în care funcționăm ne obligă ca să prezentăm și să oferim servicii de calitate pentru voi și pentru toți studenții noștri. Avem trei mari direcții, trei domenii pe care le acoperim de calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor și informatică. Avem mai multe specializări și în română și în engleză. Avem, și vă zic încă de pe acum, și 11 programe de master. Vă zic acest lucru ca să vă motivez să învățați, să vă doriți să faceți mai mult. Avem câteva programe de master noi, de machine learning, de cloud computing și Internet of Things, de game development. Avem master de tehnologii informatice, care probabil vă interesează pe cei care urmați specializarea de informatică. Mai avem master de informatică în îngrijirea sănătății. Deci avem o plajă destul de mare de oferte pe care puteți să le vizați încă de acum din primii ani de studiu. Adică să vă pregătiți în direcția pe care doriți să o abordați. Dar aceste lucruri vin și cu niște provocări și pentru voi, pentru că în programul pe care îl urmați, voi sunteți cumva special văzuți comparativ cu studenții de la zi, pentru că presiunea pe voi este mai mare puțin, pentru că trebuie să lucrați mult independent. Pe de altă parte, domeniul pe care l-ați ales este unul destul de competitiv. Chiar dacă sunt multe locuri de muncă, ajungeți la momentul actual și știți fiecare să concurați cu inteligența artificială. Deci trebuie să vă pregătiți suficient de bine, mult mai bine, pentru că veți concura cu alte tool-uri inteligente și trebuie să vă aduceți propriul aport adică
să aduceți un plus angajatorului față de ceea ce ar oferi inteligența artificială. Astea ar fi așa câteva gânduri pe care vreau să vi le las. Vă felicit încă o dată și vă doresc succes, începând cu acest an și cu ceilalți 2 ani, și sper și să veniți și la masterele noastre. Mulțumesc! Mulțumim mult de tot. Am să vă rog că suntem chiar la început. Am să-i rog și pe colegii mei, cadrele didactice și pe cât mai mulți studenți să intre să-și deschidă camerele ca să facem o poză de grup acum că suntem mai mulți și după aceea o să putem să vedem și am să-i rog și pe colegii mei să facă și ei capturi, nu doar eu. Ca să putem să avem cât mai multe variante, să încercați să zâmbiți, asta va fi o poză care să știți că va ajunge publică. Această înregistrare nu este în principiu publică, va fi disponibilă doar pentru studenți în campusul virtual, dar pozele pe care le vom face acum vor fi publice, deci de aceea am să vă rog să știți acest lucru. Și acum să vedem, să încercăm să facem niște capturi. Toată lumea zâmbește și încercăm să nu vorbim cât se poate de mult. Bun. În principiu, cred că am reușit să facem capturi de ecran la cât se poate de multe dintre cele 5 ecrane, cel puțin pe care le văd eu cu cei 100, aproape 200 de participanți care sunt la ora actuală în această sesiune online de deschidere. Și care facilitează cumva faptul că puteți să participați mai ușor cu toții. Fiindcă am vorbit despre Facultatea de Automatică și Calculatoare, mulțumesc foarte mult domnului decan și fiindcă doamna care, profesor Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, care coordonează specializarea de învățământ la distanță informatică încă de la începutul, putem spune așa, împreună cu domnul profesor Vasile Stoicu-Tivadar, deci aceasta este una dintre primele specializări, sunt prime două specializări care au fost lansate încă din 1998 ca și specializări de învățământ la distanță, informatica și tehnologii și sisteme de telecomunicații. Am să rog pe doamna Mihaela Crișan, vina doamna șef de lucrări, să rostească câteva cuvinte dedicate studenților de la informatică. Bună dimineața și bine ați venit la Universitatea Politehnică din Timișoara. Mă bucur foarte mult să vă văd și să vă văd în număr atât de mare la deschiderea acestui an. Eu, de asemenea, sunt și decan de an al anului întâi de la informatică de la IDE. Împreună o să discutăm, o să orice probleme sunt, putem o să organizez ședințe și, bineînțeles, doresc să anunț că voi organiza luni o ședință de la ora 19 în care să ne cunoaștem, să vedem, să vă zic și câteva informații administrative. Mă bucur foarte mult să vă văd și mult succes în noul an universitar. Vă mulțumesc! Microfonul, Diana. Mulțumesc mult! Am foarte multe ecrane deschise aici pe ecran. Mulțumesc foarte mult doamnei Mihaela Crișan-Vida și mă bucur că veți face o întâlnire cu studenții. Recomandăm din nou ca aceste întâlniri să fie în weekend, chiar dacă este de la ora 7 seara, fiindcă sunt pe diferite fusuri orare și cu diferite programe de lucru colegii care au devenit studenți, proaspeți studenți ai Universității Politehnică din Timișoara. Și vom merge la Facultatea de Electronică, Tehnologii Informaționale și Telecomunicații și am să-l rog pe domnul decan, domnul profesor doctor inginer Dan Lascu să rostească câteva cuvinte. Mulțumesc. Domnule rector, dragi colegi și dragi studenți boboci, am ascultat acest Gaudeamus, imnul Gaudeamus, care sigur se traduce să ne bucurăm așadar. Și momentul de astăzi este într-adevăr un moment al bucuriei, dar și al sfaturilor și al temerilor. Colegii mei au punctat și sunt sigur că vor puncta foarte bine toate aceste aspecte. Nu sunt foarte multe de spus. Dar cred că festivitatea de astăzi are și menirea de a vă risipi unele temeri care sunt firești.
Atunci, inerent, noi dascălii facem promisiuni, mai mult sau mai puțin voalat. Încercam să însăilez cele pe care le voi spune astăzi, să mă țin departe de aceste promisiuni, dar este imposibil. Am găsit însă un citat al lui Mark Twain, care spunea că mai bine o promisiune încălcată decât deloc. Așa că totuși să ne permitem să facem câteva astfel de promisiuni. Și pentru că începeți anul întâi și fizica este una dintre discipline, m-am gândit că e bine să ne gândim la un fizician și fiind 7 octombrie, ziua în care s-a născut Bohr, Niels Bohr, și el spunea ceva asemănător. Este greu să faci previziuni, mai ales despre viitor. Totuși, vă asigur că toți dascălii care v-au vorbit și vă vor vorbi nu-și vor călca cuvântul și peste 4 ani, când sunt convins că vom marca izbânda dumneavoastră de absolvenți, pe care ne-o dorim cu toții, vă veți convinge că așa a fost. Acum, legat de învățământul la distanță, am găsit 2 citate care se potrivesc foarte bine cu specificul acestui tip de învățământ și fiind online, o să-mi permit să le citesc ca să le rostesc fără greșeală. Primul aparține lui Socrate. Acesta spunea că nu pot învăța pe nimeni nimic, pot doar să-i fac să gândească. Cel de-al doilea, lui Einstein, pentru că vedeți că azi e o zi a fizicienilor, zice cam așa: nu-mi învăț niciodată studenții. Tot ce fac este să le creez condițiile pentru ca ei să învețe. Și legat de aceste condiții, comparativ cu studenții de la cursurile de zi, studiul individual pe care dumneavoastră va trebui să-l faceți va avea o pondere mult mai mare. Și strădaniile noastre, în special ale centrului de e-learning, dar și ale dascălilor, au fost îndreptate în așa fel încât să vă asigure condiții moderne într-un context în care digitalizarea vine cu avantaje certe, dar și cu câteva capcane subtile. Rămâne, și nu ne îndoim că așa va fi, ca dumneavoastră să le exploatați și alături de dascăl să vă desăvârșiți pregătirea, devenind la absolvire experți cel puțin într-un domeniu pe felie îngustă a facultății pe care astăzi o începeți. Ma, sigur că vor fi și greșeli, nu totul va fi lin. Dar apropo de experți, că am amintit de ei, tot Bohr spunea că un expert este o persoană care a făcut toate greșelile care se pot face într-un domeniu foarte restrâns. Așadar, ne dorim ca universitatea să fie și să rămână un empireu al muncii oneste, neconstrânse de nimeni și de nimic. Aș îndrăzni să spun un mic sanctuar în care vă rugăm să pășiți cu speranță și bucurie. Revenind la Gaudeamus, să ne bucurăm așadar și bine ați venit! Mulțumesc. Mulțumim mult de tot, domnule decan, foarte frumoase cuvinte și pot să spun că se potrivesc tuturor, nu doar studenților de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Și acum am să-l rog pe domnul conferențiar Muguraș Mocofan, care este din acest an coordonatorul specializării de tehnologii și sisteme de telecomunicații, învățământ la distanță, să rostească câteva cuvinte. Mă bucur, dragi studenți, că ați ales facultatea noastră. Mă bucur că ați ales un domeniu extraordinar de dinamic, după părerea mea, cel mai dinamic domeniu la momentul actual. Un lucru care înseamnă pentru dumneavoastră, pe lângă a acumula informații, să vă angajați ca pe viitor să vă dezvoltați partea creativă, să vă gândiți tot mai serios la partea de inovare, ce anume ați putea aduce nou în acest domeniu extraordinar de dinamic. De-a lungul timpului am avut parte de colaborări deosebite cu studenții de la învățământ la distanță. Nu pot să nu menționez faptul că atunci când se susțin lucrările de licență și gândesc deja în perspectivă ce se va întâmpla peste 4 ani. Studenții de la ID vin cu niște realizări impresionante în acest domeniu. Echipa facultății noastre vă garantează că nu o să fie doar o simplă activitate de predare. Ne vom strădui să întărim dialogul cu dumneavoastră, astfel încât să reușim un schimb de idei care să lărgească
oportunitățile dumneavoastră pe viitor? Mulțumim mult de tot, foarte, foarte bine și foarte potrivite aceste cuvinte. Încercam să văd de la Facultatea de Mecanică cine este din conducerea universității, conducerea facultății. Îl văd pe domnul șef de lucrări Adrian Dume, coordonatorul specializării, dar cred că este doar dânsul, așa-i, în această sesiune. Așa că am să-l rog pe domnul șef de lucrări Adrian Dume, care este coordonatorul specializării de tehnologii construcții de mașini, să rostească câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor, dragi studenți! Vreau să vă felicit în numele Facultății de Mecanică că ați ales această opțiune. Din păcate, noi avem cele mai multe întâlniri când suntem la frecvență redusă, dar vreau să vă asigur, așa cum și colegii mei de la celelalte specializări au spus, și noi o să vă oferim cele mai noi informații, o să vă angrenăm în cele mai frumoase, să zicem, teme pe parcurs, să le ducem la bun sfârșit și să vă deschideți cariera spre un job cât mai bun. Doresc și eu, bineînțeles, weekendul viitor, că nu sunt ore, să facem niște ședințe online, să punem la punct tot ce înseamnă organizare și mult succes tuturor în noul an universitar. Să fim sănătoși! Mulțumesc mult de tot! Îmi place când sunteți și scurt și concis și mă bucur că doriți să vă vedeți cu specializările separat. Chiar vă am recomandat acest lucru. Ne vom duce acum la Facultatea de Științe ale Comunicării și domnul decan, domnul profesor Daniel Dejica, este plecat în străinătate și nu are acces la internet chiar în acest moment. Așa că am să-l rog pe domnul conferențiar Gabriel Bugur Dragomir să rostească câteva cuvinte din partea facultății. Da, bună dimineața. În primul rând, mulțumesc doamnei director pentru deschiderea și prezentarea pe care ne-a făcut-o. Bună dimineața pentru toți colegii care sunt din Universitatea Politehnică și un bun venit călduros pentru toți studenții de la specializarea comunicare relații publice învățământ la distanță. În numele conducerii facultății, care din păcate, din binecuvântate pricini, nu sunt în direct aici, vă urez și eu un bun venit în cea mai tânără facultate din Politehnică. Avem 12 ani de existență, dar o specializare de comunicare și traductologie funcționează în Universitatea Politehnică de 30 de ani. Îmi permis să o salut și pe doamna profesor Mirela Pop, care este inițiatoarea programului de comunicare relații publice învățământ la distanță, care este aici în direct cu noi. Și le pot spune studenților de la specializarea noastră că îi aștept de la ora 14 la prima întâlnire pe care o avem la primul curs de sociologie și acolo vom discuta mai multe aspecte administrative. Încă o dată, bun venit la Politehnică, bun venit la Științele Comunicării și mult succes în tot ceea ce vor face mai departe. Vă mulțumesc mult de tot, domnule conferențiar. Mă bucur foarte mult că am putut să comunicăm cu studenții și mă bucur foarte mult că sunt foarte multe cadre didactice aici prezente care o să vă țină discipline și o să participe la diverse discipline pe parcursul anilor. Nu vreau să uit pe cineva, dar am să încerc așa foarte pe scurt să numesc doar câțiva care sunt prezenți, să zicem, dintre domnul profesor Radu Vasiu de la Telecomunicații, domnul profesor Florin Alexa, domnul Gal Ianoș, domn conferențiar, domnul Andrei Ternauciuc, care este și cel care este, cum îi spunem noi, mastermind-ul din spatele campusului virtual al Universității Politehnica din Timișoara, pentru care vă voi face un mic training în curând. Sunt de asemenea prezență, cum a zis și doamna profesor Mirela Pop de la comunicare, dar și doamna Liliana Tulcan de la tehnologii și construcții de mașini. Încerc să mă uit și să mă orientez pe cei pe care îi văd. Este și doamna profesor Constantin, Claudia Constantin, care
aproape toți veți face specializare în limba engleză cu dânsa, veți avea discipline încă din acest an. Și vreau foarte pe scurt să zic câteva cuvinte și despre colegii mei, pentru care cred că acum reușiți să puneți o față, cum zicem noi, pentru cei cu care ați vorbit la telefon și aici în special pentru doamna Camelia Ciuclea și pentru domnișoara Ilinca Poliana, care au gestionat în mare parte procesul de admitere, de înrolare și care au încercat să vă ajute cât se poate de mult pe fiecare dintre voi să puteți să deveniți studenți ai Universității Politehnică din Timișoara și le mulțumesc din nou pentru aceasta. Și cred că toți puteți să ziceți că le mulțumiți, pentru că cred că au fost foarte sprijinit, așa, au dorit foarte mult să vă sprijine pe parcursul începerii anului și începerii activității de studenți și strângerii actelor și toate celelalte. Dacă sunteți de acord, cred că am să văd dacă dorește cineva să mai rostească câteva cuvinte dintre cadrele didactice sau chiar și dintre studenți, cum aveți dreptul să puteți să vorbiți, dacă vreți să ziceți câteva cuvinte de bun venit colegilor sau nu. Ridicați doar o mână. E suficient. Dacă nu, chiar mă bucur că reușim să finalizăm cumva mai repede, fiindcă aveți foarte multă treabă și vreau să putem să vă explicăm ceea ce aveți de făcut. Am să rostesc doar eu câteva cuvinte. Mă bucur foarte mult că sunteți studenți la învățământ la distanță și sper din tot sufletul ca în 3 sau 4 sau 5 ani să reușim să vă vedem pe toți la ceremonia de absolvire în spațiile Universității Politehnica din Timișoara, într-o ceremonie foarte frumoasă în care puteți să vă bucurați de roadele acestor ani de muncă. Nu va fi ușor pentru cei mai mulți dintre voi. Sunteți mulți dintre voi nici măcar în Timișoara sau pe rază de 60 de kilometri, cum zicem noi, în jurul orașului Timișoara. Sunteți de foarte departe mulți dintre voi, dar cred că acest lucru nu vă va opri de a putea învăța și de a putea face față cu succes activităților pe care le aveți de făcut ca și student al UPT. Este o onoare să fii student al UPT, este o universitate veche, cu tradiție, dar în același timp foarte modernă și foarte flexibilă. Inclusiv modalitatea și modul în care veți lucra cu noi și cu cadrele didactice, veți vedea că permite foarte multă inovare și foarte multă flexibilitate. În același timp, vă asigur că veți avea tot sprijinul de la universitate, de la cadrele didactice, de la secretariatele facultăților, de la secretariatul centrului de e-learning, dar trebuie să depuneți efort, trebuie să încercați să vă organizați timpul și trebuie să puteți să învățați consistent și sistematic, fiindcă doar așa veți putea să aveți succes. Și sper că din tot sufletul ca deciziile care le-ați luat pentru a deveni student să fie cea mai bună motivație pe care o puteți găsi ca să vă bucurați de acest lucru. Veți fi mulți dintre voi a 20-a generație, a 22-a chiar generație pe când veți absolvi, așa că a Universității Politehnica din Timișoara la învățământ la distanță, ceea ce deja spune foarte mult despre promoțiile care au pus bazele acestui lucru și care acum sunt oameni de succes și cu cariere extraordinare în întreaga lume. Mulți dintre ei chiar și cadre didactice și au început și au învățat la învățământ la distanță. Deci nu este nicio rușine, nu sunteți studenți de clasa a doua, noi nu vă vedem așa, nici cadrele didactice și nici universitatea, vă considerăm studenți cu drepturi depline ai universității și studenți care ne fac onoare și care să sperăm că ne vor aduce și cât mai mult renume pe parcursul atât activității și cât și a carierei. Vă mulțumesc foarte mult, o să închidem aici, o să punem imnul academic al Universității Politehnica din Timișoara pentru a putea finaliza această sesiune de deschidere a anului academic 2023-2024 pentru studenții de la învățământ la distanță și cu frecvență redusă.
Mulțumesc foarte mult la toți, mulțumesc foarte mult cadrelor didactice care au fost prezente astăzi aici, conducerii universității și tuturor celor care ne-au onorat cu prezența și care au făcut posibil această deschidere. Sperăm cât se poate de frumoasă și de emoționantă pentru noi studenți ai Universității Politehnica din Timișoara.